aș arde în iad, ok, știi, aș fi, cum să zic, aș fi coleg de celulă cu veganii. Cu veganii? Da, sunt sigur că veganii... De ce? Sunt sigur că veganismul este anticreștin. Clar, păi e în toată ideologia de stânga. A, bine, nu, lasă asta. A. Dar gen, fac pariu că Dumnezeu e împotriva veganilor. La modul că, bă, a creat atâtea animale ca să practic, uite, Cain și Abel, gen... Da, frate, fix de la Cain și de la Abel îți dai seama că Dumnezeu urăște veganii. Că gen, nu mai știu cum era exact, don't quote me on this, dar știu că Dumnezeu le-a zis că, bă, mi-e foame, dați-mi ofrande. Trebuia să le dea ofrande. Da, adică sigur, da. N-a zis Dumnezeu că s-au simțit ei. S-au simțit ei că trebuia să dea ofrande. Și Abel era oier. Era oier și i-a dat o oaie. Și Dumnezeu a zis, super tare, frate, chiar aveam chef de un grătar. Și Cain i-a dat legume. I-a dat rucola. Cu niște sos, cu niște băsline deasupra. Și quinoa. I-a dat rucola și quinoa. Și Dumnezeu a zis, boss. Da. Și după aia Cain l-a omorât pe Abel. What the fuck is up with that, man? Adică, gen, vezi ce înseamnă să fii vegan. Câtă ură zace în tine. Că, da, și vezi, ura asta nu pornește de la faptul că cineva zice ție să nu fii vegan, ci doar cineva refuză să fie vegan la îndemnul tău, știi? În speță Dumnezeu a refuzat ofrandele în legume ale lui Cain. A zis, bă, nu, e ok, eu rămân la carne... Aș putea să fac o garnitură din legumele alea, dar sunt pe dieta carnivoră luna asta. Anul ăsta vreau să văd ce se întâmplă. Da, fac o probă. Și să zic că veganii sunt anticreștini. Gen, gândește cum e așa ca premisă toată chestia asta. Practic știința spune, bă, uite, ar trebui să ai pe parcursul zilei, săptămânii, whatever, dieta ta ar trebui să conțină următorii macronutrienți. Tu poți să iei macronutrienții ăia din produse care sunt super simple de găsit și de gătit. Da. Și intuitiv. Și... E foarte ușor să îți faci o dietă ok dacă folosești toate alimentele, știi? Și veganii zic, nu. Veganii zic, vreau să-mi iau macronutrienții din quinoa și din transpirație de leopard. Ba nu, că de fapt este un produs animal și o să locuiesc cu lapte de transpirație de migdale. Gen... Da, înțeleg că ai grijă de dieta ta, dar de ce vrei să o faci pe hard mode? De ce nu mănânci ouă, de exemplu, care sunt cele mai bune chestii din lume din perspectiva macronutrienților? Au proteine, au grăsimi. Au vitamine. Vitamine e un cuvânt pe care îl spui când știi că o mâncare e bună de mâncat. Chiar au vitamine. Sigur au vitamine și tu ai vitamine astăzi când te mănânc.